are foame de bani, e disperată după bani, vrea bani de la noi. I-am dat bani. I-am dat bani lui Chioveș și asta este situația. Recunoaștem decizia unei instanțe și o respectăm în ciuda faptului că nu suntem de acord cu ea. Și la CEDO vă anunțăm că acesta este un alt anunț important. Va fi probabil cel mai spectaculos proces cu privire la libertatea presei. Acest proces va fi jurnaliștii Antena 3, postul Antena 3versus Laura Codruța Chioveși. Modul în care acest proces se va desfășura, chiar dacă el va dura, cred că va fi o piatră de temelie pentru libertatea presei în România. Postul nostru de televiziune a plătit acea sumă imensă pentru că Chioveș e disperată după bani. A făcut Chioveș și acțiune, exact. Și a zis cineva de aici, domne, judecați rapid. Ce s-a întâmplat acolo a fost măcel. Eu sper și eu să obținem dreptatea la Curtea Europeană.